Tatăl nostru, care ești în ceruri, venim la ceasul acesta de seară să ne închinăm înaintea ta și facem lucrul acesta cu plăcere, pentru că Tu ești Tatăl nostru și noi suntem copiii tăi. Te rugăm ca, în ocazia aceasta, să ne dai cuvintele tale care să fie hrană pentru sufletele noastre. Și te rugăm să ne dai și cuvintele cu care noi să ne rugăm. Pentru că. Noi nu știm cum să ne rugăm, de aceea învață-ne să ne rugăm și fă ca rugăciunile care vor fi înălțate în seara aceasta să ajungă până la tronul miilei tale. Îți mulțumim că ne asculți și avem încrederea că vei fi cu noi, că și am rugat în numele Lui Isus Hristos. Amin. Stimați frați, stimați prieteni, mă bucur să fim împreună ca să vă împărtășesc câteva din lucrurile la care m-am gândit, câteva gânduri inspirate din Sfânta Scriptură. Înainte de a intra în subiectul pregătit pentru seara aceasta, vreau să vă împărtășesc un gând, ceva frumos la care m-am gândit. Se vorbește deseori despre globalizare. Nu vreau să vorbesc despre globalizare în seara aceasta, ci un gând care se. Cum să zic, se atinge așa puțin de uh, această noțiune a globalizării. Trăim pe întreaga planetă cu toții aceeași experiență, la apus de la nord la sud, uh, avem aceeași problemă. Avem aceeași frământare, avem aceeași uh, îngrijorare. Uh, Niciodată n-am mai trăit o asemenea experiență în care în fiecare țară să fie aceleași știri. În fiecare, la fiecare televiziune, la fiecare jurnal, tot același subiect se vorbește. Fie că suntem în România, fie că suntem în Italia, în Spania, în Statele Unite, în Anglia, toată lumea se gândește la un singur lucru. Toată lumea trece prin această experiență, fără nicio excepție. Sigur că ne rugăm și așteptăm ca această situație să treacă. Și probabil că va trece. Dar m-am gândit așa. Care este speranța noastră? Care sunt speranțele noastre după aceea? Se schimbă cu ceva situația noastră? Nu trăim oare pe același pământ în care există boală, în care există suferință, necazuri și există moarte? Pe această planetă se moare în continuare. Și atunci, ce așteptăm noi de la rezolvarea situației prezente? Aceasta este vestea rea, să spunem. Dar am o veste bună, și anume aceea că într-o zi va veni o zi când tot la fel toată lumea va avea același subiect va avea aceeași gândire, toate televiziunile vor vorbi despre un același subiect. Nu va mai fi un alt subiect decât unul singur, de la răsărit la apus, de la nord la sud. Toată lumea va vorbi despre un singur subiect. Care va fi acest subiect? Care va fi acel eveniment? Toată lumea vor vedea, va vedea de la răsărit un Mic nor, care la început este mai întunecat, dar pe măsura trecerii zilelor, norul devine și mai luminos, și mai strălucitor, și fiecare ochi va fi îndreptat în direcția aceasta. Fiecare televiziune, fiecare obiectiv va fi îndreptat către Isus Hristos care vine să împlinească profeția, promisiunea pe care a făcut-o că se va întoarce a două oară pe acest pământ. timp de șapte zile. Cum se va întâmpla oare? Poate ne-am gândit, poate ne-am întrebat vreodată cum se va întâmpla că fiecare ochi, că orice ochi îl va vedea. Cum va fi posibil lucrul acesta? Păi, pământul timp de șapte zile se rotește în jurul axei sale. Orice ochi de pe toată suprafața pământului va fi îndreptat către răsărit, către acel nor care se apropie de pământ. Nu va exista o altă știre, nu va exista un alt jurnal, nu va exista un alt eveniment care să atragă atenția decât Isus Hristos care vine în curând. Ce veste mai minunată poate fi aceasta? Ce speranță mai mare poate să fie aceasta? De fapt, este singura, singura veste, singura speranță pentru noi muritorii. Am dorit ca această zi să fie mâine. Doamne, ajută! cât mai curând să se împlinească această profeție și să vedem acest eveniment cu ochii noștri. Un alt lucru la care m-am gândit și ne apropiem să intrăm în subiectul pregătit este în legătură cu viața și lucrarea Domnului Isus Hristos. Spuneam cu ocazie că nimeni nu se poate numi creștin dacă nu repete dacă nu imită, dacă nu reflectă exemplul Domnului Isus Hristos. Și când vorbim despre exemplul Domnului Isus Hristos, oare la ce trebuie să ne gândim? În ce aspecte, în ce lucruri Isus Hristos este un exemplu pentru noi? Sigur că ne putem gândi la foarte multe lucruri. Isus Hristos este un exemplu nostru în vorbire, în purtare, în lucrare, în slujire, în spiritul de sacrificiu și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le putem învăța privind la Isus Hristos. Și, într-adevăr, noi știm că lucrul pe care îl privim, începem să ne schimbăm după lucrul pe care îl privim. Privind, noi suntem schimbați și atunci merită să privim la altceva decât la Isus Hristos. Dacă vrem să fim schimbați după chipul lui Isus Hristos, după acel chip care s-a pierdut prin căderea noastră în păcat, atunci nu trebuie să privim în altă parte decât doar la Isus Hristos. Aș vrea să evidențiez două aspecte ale exemplului lui Isus Hristos. Dacă aș pune întrebarea, care este cel mai strălucit exemplu pe care ne-l a lăsat Domnul Hristos? În ce anume exemplul lui este un exemplu deosebit. Îmi pare rău că nu, nu vă aud răspunsurile, dar încerc să-mi să, mă, să -mi imaginez ceea ce răspundeți dumneavoastră la această întrebare. Și cred că mulți care au auzit această întrebare s-ar gândi prima dată la exemplul unei vieți fără păcat a Domnului Isus Hristos. În Biblie sunt câteva versete care vreau să vi le citesc pentru că sunt atât de, atât de frumoase. Ioan 14 cu 30, primul text pe care îl voi citi, arată cuvintele, chiar cuvintele Domnului Isus Hristos cu privire la problema aceasta. Nu voi mai vorbi mult cu voi, spune Domnul Hristos ucenicilor, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Cu alte cuvinte, cel rău nu găsește nimic de care să-și agațe ispitirile lui, nu găsește niciun cui de care să-și să, să, să agațe uh, lucrurile lucrurile lui. Citesc în a doua Corinteni 5 cu 21 Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, adică tatăl, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ce spune Apostolul Pavel aici? Că el n-a cunoscut, nu e vorba că nu a știut ce înseamnă păcat, ci e vorba că n-a trăit în sensul acesta, n-a cunoscut niciun păcat. 1 Petru, 2 cu 22. Apostolul spune în mod direct și atât de concis, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Și mai citim și Evrei 4 cu 15, unde Apostolul Pavel spune, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Sigur că lucrul acesta este o mare piatră de încercare pentru fiecare creștin, pentru că fiecare dintre noi trebuie într-adevăr să ne punem problema în mod serios în a trăi o viață fără păcat. În Hristos Lumina Lumii, pagina 123, avem aceste, această, propozie, această frază. În El, adică în Isus Hristos, nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui satana. El nu s-a lăsat ademenit de păcat, nici chiar printr-un gând nu s-a supus ispitei. Așa poate și trebuie să fie și cu noi. Dacă cineva este creștin, trebuie să aibă ținta aceasta în viață, și anume să trăiască și el cum a trăit Isus Hristos. Aceasta cu privire la exemplul unei vieți fără păcat. Mai există un exemplu al lui Isus Hristos la care noi trebuie să luăm aminte. Și vreau să vă spun că dacă. Cu privire la primul exemplu, O viață fără păcat, găsim câteva texte atât de clare, dar nu sunt multe. Eu am găsit patru, pe care vi le-am și citit, probabil că mai sunt câteva, pe care le voi găsi după aceea, dar vreau să vă spun un alt exemplu al Domnului Hristos, care este, dacă se poate spune chiar așa, aș spune, fără să exagerez, se găsește pe fiecare pagină de Evanghelie nu doar în patru versete, ci pe fiecare pagină din Evanghelie. Vă închipuiți că nu putem să citim noi acum toate paginile pe care, unde sunt descrise, descrise acest exemplu. Dar care este exemplul lui Iisus? Exemplu de slujire prin dragoste. Aceasta este un alt exemplu care este de aceeași valoare cu primul exemplu. Și anume, Apostolul Pavel în faptele, de fapt nu Apostolul Pavel, Aici este vorba de Apostolul Petru, care în cuvântarea lui din casa lui Corneliu, faptele Apostolilor 10 cu 38, spune așa despre Isus Hristos. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei care erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Cum vi se pare exemplul acesta al lui Isus Hristos? Auziți, Isus Hristos mergea din loc în loc, făcea bine și slujea nevoilor oamenilor. Putem să punem în balanță cele două exemple? Care este cel mai important? Amândouă sunt la fel de importante? Ce relație poate să fie între ele? Este posibil ca un om să trăiască fără să păcătuiască. Problema aceasta este pusă de mulți creștini și este foarte discutată. Eu am găsit un răspuns la această problemă îmbinând cele două exemple ale lui Iisus Hristos. Și anume, aș vrea să ilustrez străduința de a nu păcătui cu încercarea pe care o face un biciclist să-și mențină echilibru pe bicicletă dar stând pe loc, fără să dea din pedale, va reuși? Se poate? Ei, nu prea se poate. Pentru că nu poți să ții echilibru pe bicicletă, decât dacă dai din pedale. Ce ar însemna lucrul acesta pe plan spiritual. Sigur că va spune poate cineva că există totuși bicicliști experimentați, există sportivi de performanță care au încercat și au reușit și reușesc probabil și cu biciclete mai, mai sofisticate, da? Ca să-și ca să mențină echilibru fără să dea din pedale. Stau pe biciclete într-un anumit mod și reușesc lucrul acesta. Va reuși oare un creștin să nu cadă la dreapta sau la stânga fără să dea din pedale. Aceasta este o mare problemă, o mare provocare. Dar este o soluție. Vrem să biruim păcatul din viața noastră? Nu se poate stând pe loc. Trebuie să dai din mâini, trebuie să dai din picioare, să slujești oamenilor, să faci ceea ce făcea Isus Hristos. Și anume mergea din loc în loc, făcea bine oamenilor și slujea. Sigur, la replica aceasta că există sportivi care poate să ține, pot să-și țină echilibru stând pe loc, am să pun o întrebare sau chiar două, și anume, ok, își țin echilibru, dar cât? Câteva secunde sau poate să zicem și un minut, 60 de secunde, vor reuși. Dar a doua întrebare este, vor ajunge undeva? A, nu vor ajunge nicăieri. Eu cred că și acel creștin care vrea doar să-și demonstreze performanțele spirituale și să nu păcătuiască, dar el stă pe loc, nu va ajunge nicăieri. Soluția? Exemplul lui Isus Hristos. O viață fără de păcat, într-adevăr. O viață în care ispititorul, vrașmașul, nu găsește niciun cui de care să-și agățe ispitirile sale. Dar ce făcea Isus Hristos? Se străduia doar la atât? Nu. Și mergea din loc în loc, dădea din pedale. Aceasta este și soluția pentru noi: să dăm din pedale. Acum, fiecare dintre noi medităm și încercăm să înțelegem ce înseamnă să dai din pedale. Ca să intrăm acum în subiect, vreau să citesc câteva versete, versete pe care le-am ales pentru că în fiecare din aceste versete se repetă un cuvânt sau o expresie. Și să medităm la această expresie care mie mi-a atras uh, atenția în ultima vreme în mod deosebit. Am citit de multe ori aceste versete, dar doar în ultima vreme uh, m-am gândit mai, uh, mai atent la ce înseamnă această expresie. Și am spus, uite, ce înseamnă să citești Biblia permanent, pentru că Biblia este o nesecată sursă de inspirație. Și dacă citim 600 oară, Biblia, cred că de fiecare dată vom găsi lucruri noi pe care, despre care vom zice, dar n-am citit pe aici, cum de n-am observat ultima dată? Sigur că da, Biblia este o fântână nesecată. Citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu versetul 35 în continuare. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând... Ce făcea Isus? Isus, umblând, adică mergea, nu? Pe când prevea pe Isus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cei doi ucenici l-au auzit rostind pe Ioan aceste vorbe și au mers după Isus. Au mers după Isus. Isus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei au zis, Rabi, unde locuiești? Veniți de vedeți, a zis Isus s-au dus și au văzut unde locuia. Versetul 43. A doua zi, Isus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: Vino după mine. Am accentuat puțin cuvintele acestea pentru ca să vă dați seama la ce expresie uh, mă refer. Citesc în continuare Matei 4 cu versetul 18. Pe când trecea trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o îmbreajă în mare, căci erau pescari, el le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. Versetul 25, în același capitol, spune așa, după el, adică după Iisus, au mers multe, noroade din Galileea, din Decapoli, din Ierusalim, din Iudea și de dincolo de Iordan. Cred că acum v-ați dat seama ce cuvânt sau ce expresie vreau să discutăm. Matei 8 cu 1. Când s-a coborât Isus de pe munte, multe noroade ce au făcut? Au mers după El, adică după Isus. Și citesc în același capitol, versetul 19, atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis, învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Da, știm despre cine este vorba. Acestui ucenic, Domnul Hristos, nu i-a spus vino după mine, ci el și-a manifestat dorința aceasta și nu este o dorință rea și nici în momentul acela în care Iuda a rostit aceste cuvinte nu cred că era nesincer sau poate era, nu știu, mai, mai, trebuie să studiem. Dar în orice caz, nu Iisus i-a spus vină după mine, ci El a spus vreau să merg eu după tine. Matei 8 cu 23. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii Lui ce au făcut? Ucenicii Lui au mers după El. Și mai citesc încă un verset, Matei 9 cu 9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă, și Isus i-a zis, vino după mine, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Poate în timp ce am citit aceste versete, poate deja ați gândit și v-ați dat seama unde vreau să ajung cu expresia aceasta. De ce n-a spus Isus, vino la mine? Știm că Isus Hristos a, și a ales o clasă de studenți da? pe care a dorit să-i învețe, să aibă lângă el și să meargă cu el în fiecare zi, în orice loc în care Iisus mergea. Și ucenicii să fie cu el, să fie uh, martori la tot ce vorbea Iisus, la tot ce făcea Iisus, pentru ca după aceea, învățați fiind în felul acesta prin exemplu practic, să poată face și ei aceleași lucruri. Dar nu le-a spus, veniți la mine, veniți cu mine, ci veniți după mine. Vino după mine. Când trebuia să cheme pe cineva, îi spunea, vino după mine. Ca și cum, știți cum mă gândesc. Isus parcă vrea să sugereze că nici nu are timp să stea. Nici nu stă pe loc, ci trece pe lângă omul acela, îi aruncă, vino după mine și merge mai departe. Și omul acela zice, Matei, s-a sculat imediat și a mers după el. Ce face Isus? Nu poate să stea pe loc. El nu are timp de pierdut. Nu zboară nici cu avionul, nu merge nici cu mașina, nu aleargă, dar nici nu stă pe loc. Pe loc. Nu-l găsim pe Isus pierzând vreme. Nu-l găsim pe Isus dând explicații și explicații, ci atât îți spune. Și poate ne spune și nouă în seara aceasta. Vino după mine. Această chemare pe care a adresat-o ucenicilor, nu cumva trebuie să o luăm și noi în parte, fiecare dintre noi. Și anume să ascultăm glasul lui Isus care ne spune Vino după mine! Și noi să facem același lucru pe care l-au făcut ucenicii. Zice, nu a mai așteptat alte explicații. S în clipa aceea s-au ridicat, au lăsat mrejele, au lăsat corăbile, au lăsat vama și banii și au mers după Isus. Dar unde vrei, Doamne, să mergi ca să mergem și noi după tine? Unde merge Isus? Sunt câteva locuri în care merge Isus și vrem să facem referire, pe scurt, la locurile acestea. În Ioan 4, vrea să meargă Isus în Galileea, dar trece prin Samaria. Ce fi în, sema, în Samaria, acolo de vrea să meargă Isus, acolo? Și împreună cu Isus merg și ucenicii, bineînțeles. Știți toată uh, istoria cu femeia de la Fântână? Nu citim pentru că o știți, dar acolo Isus știe că există o femeie însetată după mântuire. Și nu doar o, o singură femeie, ci o cetate întreagă care îl așteaptă pe Mesia. Dacă citim acolo, vom vedea uh, istoria aceea că oamenii erau doritori și așteptau pe Mesia. Și Isus a mers acolo pentru că știa că sunt inimi doritoare după Mesia. Dar merge în Samaria, se întâmplă lucrul acesta. Nu în Iudeea. Merge și astăzi Isus în Samaria. Suntem și noi gata să mergem cu Isus în Samaria? Ce este Samaria? Ce sunt samaritenii pentru noi? N-am să spun eu. Și o să meditați dumneavoastră la problema aceasta. Este important că Isus nu are prejudecăți, ci merge în Samaria. Și ucenicii îl însoțesc pe Isus Hristos. În același capitol din Ioan 4, Isus ajunge în Galileea, pentru că acolo trebuia să ajungă, acolo vrea să ajungă. Ce este în Galileea? Un slujbaș împărătesc care avea un fiu bolnav și Isus l-a vindecat. Prin urmare, unde merge Isus Hristos și astăzi? Isus Hristos merge la cei bolnavi. Suntem și noi gata să mergem după Isus la cei bolnavi? Un al treilea loc. În Matei 15 cu 21. Isus se duce și mai departe. În părțile Tirului și ale Sidonului. Știa că acolo este o mamă disperată. Putem să citim, cunoaștem deja istoria de acolo. Femeia aceasta nu era nici iudeică, nici samariteancă, ci era o păgână din ținutul Tirului și al Sidonului. Merge Isus la păgâni? Putem să mergem și noi sau vrem? Ne place și nouă să mergem chiar și la păgâni? Pentru că acolo merge. Acolo merge Isus. Și unde merge Isus? Și ucenicii lui trebuie să meargă. Un al patrulea loc, Ioan 5 care se aseamănă cumva cu cele dinainte, dar de data aceasta suntem la Ierusalim, suntem între ai noștri și acolo sunt la Ierusalim, sunt mulți bolnavi care așteptau tulburarea apei la Betesda, dar Isus se îndreaptă cu milă către cineva care avea poate nevoia cea mai mare. Isus merge la cei bolnavi, Isus merge la cei din închisoare, iar ucenicii lui merg după el. Ucenicii de atunci și ucenicii de astăzi. Pe unde mai merge Domnul Hristos? Marcu 1 cu 35. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu, nelocuit. Și ce făcea acolo? Se ruga acolo. Dacă Isus merge pe munte și merge la rugăciune, și ucenicii lui trebuie să meargă cu el la rugăciune. Cei 12, când l-au văzut că se roagă și rugăciunile lui au putere deosebită, în Luca 11 cu 1, ni se spune că l-au rugat pe Domnul Hristos să învețe să se roage. Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cuvintele când a isprăvit Iisus rugăciunea, ne arată că ucenicii îl urmăreau pe Iisus Hristos. Lecția despre rugăciune a fost predată. Lecția despre rugăciune și-a găsit loc în inimile ucenicilor. Și același lucru trebuie să se întâmple și cu ucenicii de astăzi. Un alt loc, unde mai merge Iisus Hristos? Luca 4 cu 16 a venit în Nazaret, unde fusese crescut. Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Exemplul Domnului Hristos este în mod lămurit arătat aici. Și anume, în ziua sabatului, Iisus merge unde? La întâlnirea cu Dumnezeu. Isus merge în părtășia fraților. Isus merge ca să audă sau ca să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Isus merge din loc în loc în toată săptămâna, dar în sabat se oprește și acordă timpul acesta relației cu Tatăl cel Ceresc. Un, alt, un ultim text la care mă refer, Apocalips 14 cu 4. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu că sfinții, că apostolii, ucenicii lui, Dumnezeu, ucenicii lui Iisus Hristos merg și îl urmează pe miel oriunde merge el. Ucenicii îl urmează pe miel. E foarte important cuvântul miel aici. Unde merge mielul? Mielul merge la măcelărie. Isus Hristos merge la cruce. Și ucenicii trebuie să meargă la cruce? Este interesant că atunci când Isus Hristos se apropie de cruce, când Isus Hristos cu toată hotărârea își îndreaptă fața ca să meargă la Ierusalim, ucenicii lui parcă spun: Nu, nu, nu mai vrem să mergem acolo, să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva înapoi a mea satanos, spune Iisus Hristos. Păi noi credeam că mergi la tron. Noi ne făceam planuri deja, care să stăm la stânga și care să stăm la dreapta, în guvernul împărăției tale și tu ne chem la cruce. Este un loc în care și ucenicii de atunci și ucenicii de astăzi ezită să meargă. Cine are plăcere să meargă la cruce? Dar, pentru că nu există tron fără cruce, pentru că nu există coroană de aur fără coroană de spini, pentru că nu există biruință fără luptă, pentru că nu există slavă fără smerenie și pentru că nu există viață fără moarte, de aceea, ucenicii lui Isus Hristos, sunt hotărâți să meargă după Isus Hristos, oriunde merge Isus Hristos. Și noi poate suntem dispuși să mergem oriunde. Chiar dacă sunt niște locuri mai neplăcute, știu eu, la bolnavi, la cei din închisoare, nu este atât de ușor ca să îl iei din timpul tău și să mergi din loc în loc, să faci bine, să ajuți pe cei care au nevoie. Nu este deloc ușor. Dar chiar să mergi la cruce, parcă, parcă este prea de tot. Luca 9, cu 23, este cuvântul lui Iisus Hristos. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, nu poate oricum. Nu poți să mergi după Iisus Hristos cărând în spate eul tău. Zice, să se lepede de sine adică să se lepede de egoismul lui, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cine n-ar dori să meargă după Isus dacă e vorba de tron? Nu? Poate suntem aleși și noi niște miniștri acolo. Ucenicii s-au descurajat. Când a văzut că într-adevăr Isus Hristos merge către cruce și nici nu se coboară de pe cruce, ci mai merge mai, mai departe până la sacrificiu suprem ucenicii erau deja plecați, ucenicii deja erau risipiți ca o turmă fără păstor. Ce facem noi când avem în față perspectiva suferinței, perspectiva crucii? Ne vom descuraja, ne vom risipi și noi? Dar poate este o altă variantă. Nu există oare o altă variantă? Sigur că da, există o altă variantă. Este cineva care ne cheamă tot la fel pe fiecare dintre noi. Vino după mine, ne spune acest alt altcineva. Vino după mine, n-ai nevoie de cruce. Eu îți ofer direct slava, bogăție, putere, tot ce vrei. Vino după mine. Nu e nevoie să te lepezi de tine însuți. Din contra, fii tu însuți. Egoismul tău nu are nicio importanță. Ba, e foarte bine, uite, bogățiile astea ți le dau ție cum a urcat pe Iisus pe un munte înalt, așa ne spune și fiecăruia dintre noi. Vrei? Te fac stăpân peste toate aceste lucruri, cu o singură condiție. Pleacă-te și închină-te mie. Numai că trebuie să știm cineva, că trebuie să știm ceva. Și anume că calea pe care merge Iisus trece pe la cruce, dar merge la slavă. Iar calea pe care ne îndeamnă cel rău, merge pe la tron, poate merge pe la bogăție, poate merge pe la renume, poate merge pe la știu ce, favoruri din lumea aceasta, dar unde se sfârșește? Cine mă urmează pe mine, spune Iisus Hristos, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Aș vrea să fiu ca tine. Aș vrea, Iisuse al meu, să fiu ca tine. Cum ai iubit să pot iubi și eu, să aduc la mântuire pe oricine, să pot învinge orice lucru rău. O, cât aș vrea a ta înfățișare să strălucesc în fapte și în cuvinte, să fiu în cunoștință cel mai mare, pe valuri, să pot merge înainte. Să nu mă înfricoșeze glasul mării, să-l liniștesc cu un gest și cu un cuvânt, să stăpânesc puterea vindecării, să-l pot chema pe Lazar din mormânt. Aș vrea să fiu și eu, precum ai fost, să merg pe același drum, dar până la cruce, că și mai departe nu văd niciun rost și nici ce beneficii mi-ar aduce. Nu e destul că vreau să aduc lumină, speranță și iubire pe pământ, să am o inimă de milă plină și să învăț pe oameni din cuvânt, de ce să mai jertfesc și viața mea? De ce calvarul pașii mei să urce? Sau, uite, Doamne, dacă vrei așa, mă răstignesc, dar nu rămân pe cruce. Aș vrea să le arăt puterea ta. Să mă desprind din cuie, dintr-o dată, și de minunea ce s-ar întâmpla, să fie cucerită lumea toată. De ce să stau să mă bat jocorească? n-am nicio vină. Și deci nu e drept să fiu legat și să mă biciuiască, să fiu scuipat când altceva aștept. Aș suferi. Dar spunem, pentru cine? Pentru bețivi și pentru mincinoși? Pentru aceștia care știu de tine, dar nu se lasă din păcate scoși? Nu pot. Mai bine plec înapoi în lume. Am bogății și nu le pot lăsa dar nu uita, am, am vrut să fiu ca tine și vreau oricând, dar fără crucea ta. Am să închei cu câteva cuvinte, câteva gânduri care să rămână în inimile noastre referitoare la exemplul vieții Domnului Isus Hristos. Uh, în Divina Vindecare, pagina 24, ce viață încărcată și plină a avut Isus Hristos. El putea fi văzut zilnic intrând în locuințele umile ale lipsurilor și a mărăciunii și aducând speranță celor lepădați de societate și pace celor deznădăjduiți. Plin de îndurare, cu o inimă blândă, compătimitor, el cutreiera, ridicându-i pe cei aplecați și aducând mângâiere celor întristați. Oriunde mergea, el aducea binecuvântare. Iar în Mărturii, volumul 7, Iisus Hristos a îmbrăcat natura sa dumnezeiască cu aceea omenească pentru ca să poată sta printre ființele omenești, un la sărăcia și durerile lor. Ce viață zbuciumată a trăit el, zi de zi, putea fi văzut intrând în sălașurile umile, pline de lipsă și întristare, aducându-le în nădejde celor deznădăjduiți și pace celor abătuți. Aceasta este lucrarea pe care îl cere să o facă poporul său de astăzi. Umil, îndurător, duios și milos, el a mers din loc în loc, făcând bine, ridicând pe cel zdrobit și mângâind pe cel întristat. Doamne, ajută-ne și pe noi să Trăim cum ai trăit tu și să umblăm pe drumul pe care ai umblat tu. Iar dacă suntem uh, copleșiți de problema păcatului și dacă încă ne gândim cum putem să trăim și să fim biruitori asupra oricărui păcat din viața noastră, să nu uităm și acest, uh, această ilustrație care poate ne ajută cu ceva. Și anume, să ne păstrăm echilibru pedalând și mergând în felul acesta, înaintând pe cale până la împărăția lui Dumnezeu. Amin.